Creștinii îi prăznuiesc în ziua de 21 mai pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Viața Sfinților este pilduitoare. Prin ei, creștinismul a devenit religie permisă în întreg Imperiul Roman. În semn de evlavie și respect pentru primul împărat creștin, Șerban Cantacuzino a înălțat Catedrala Mitropolitană din București pe 21 mai 2002 o delegație a Bisericii Ortodoxe a Ciprului. A dăruit Patriarhiei Române o casetă aurită în care se afla o parte din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Din anul 2002, cei doi sfinți au devenit oficial protectori ai orașului Constanța.